A fost sărbătoare mare în Cireșoaia. Sărbătorite au fost, bineînțeles, cireșele. Sute de vizitatori s-au înfructat pe săturate din cele mai gustoase soiuri de cireșe cunoscute în întreaga țară, dar și peste hotare. Organizatorii au pus la dispoziția pofticioșilor peste o tonă din cele mai dulci cireșe din țară. Festivalul cireșelor a fost completat de muzică și dansuri populare. De mai bine de un secol, în ultima duminică din luna iunie, în localitatea Cireșoaia din Bistrița Năsăud, are loc sărbătoarea cireșelor. Cu doar 5 lei, costul biletului de intrare, vizitatorii au putut mânca pe săturate cireșe din zecile de soiuri care au făcut cunoscută localitatea. Cele mai bune cireșe, spun cei care le-au gustat, sunt cele din soiul Buzgo, aduse tocmai de peste ocean, care poartă numele celui care a adus acest soi de cireșe în Cireșoaia. Bunicii s-au dus în America și au lucrat acolo ca și fermier și au văzut ce cireșe faini sunt și au dus crinci. Cu aceste crenguțe, localnicii au altoit câțiva pomi care au dat roade. Cireșii au făcut fructe mari, dulci și cărnoase. Pe lângă cunoștințele localnicilor în cultivarea cireșelor, transmise din tată în fiu, de-a lungul generațiilor, calitatea fructelor este dată în primul rând de pământul roditor și de zona de deal în care este amplasat satul. În localitatea Cireșoaia există sute de hectare de livezi de cireșe și nu există localnic care să nu aibă o plantație cât de mică de cireșe. De aproape 120 de ani, locuitorii satului își câștigă existența din vânzarea cireșelor, cu multă muncă, desigur. Agricultorii își vând cireșele în piețe, dar și la comercianții din întreaga țară care vin în localitate în căutarea celor mai dulci cireșe, cu prețuri începând de la 4 lei. Să cer, da, sigur că da, pentru că e renumit, că Cireșoaia se ocupă cu cireșe. În anii trecuți, cireșele din Cireșoaia ajungeau și pe mesele străinilor, dar în acest an recolta nu a fost pe măsura așteptărilor. Ploile și grindina au afectat peste 30% din producția de cireșe. Anul ăsta a pornit foarte bine producția, dar după aia am avut și grindină, am avut și după aia a plouat vreo 3-4 zile. Munca agricultorilor nu se termină odată cu încheierea sezonului cireșelor. După ce se gata sezonul de cireșe, apar perele, după aia prunele și merele. De la festival nu a lipsit muzica și dansurile populare. Festivalul cireșelor s-a încheiat după asfințit cu un foc de artificii.